Un accident șocant a fost surprins de camerele de supraveghere pe un bulevard din Buzău. Un șofer a spulberat doi bărbați în apropierea unei treceri de pieton după ce a făcut o întoarcere ilegală chiar lângă zebră. Cătălina Buzoianu vine cu mai multe amănunte. Cătălina, bună ziua! Sunt grav răniți pietonii loviți? Bun găsit! Dacă am putea spune, accidentul nu a avut urmări foarte grave. Doar unul dintre pietoni a fost rănit și a fost transportat la spitalul din Buzău, însă nu a rămas nici acesta internat. Sigur însă că evenimentul putea avea repercursiuni mult mai grave, pentru că tânărul practic a scăpat volanul de sub control și a lovit două mașini și risca să mai lovească și alți pietoni care treceau în acel moment prin zonă. Din fericire, așa cum spuneam, totul s-a limitat la doar un pieton rănit, dar care nu a avut nici acela nevoie de internare. Acum însă șoferul va răspunde pentru faptele sale. A rămas deja fără permis pentru următoarele 90 de zile și mai mult decât atât se va alege și cu un dosar penal pentru distrugere și vătămare corporală.